Doctor Planet, astăzi la Never See. Mă rog, un festival de muzică, un festival fericit cel mai mare din Europa, nu mai povestesc despre el, ci aflat la acest festival, am zis așa, mi-am deschis ochii și m-am uitat. M-am uitat în stânga, m-am uitat în dreapta, mă uit într-una de trei zile, astăzi e ultima și concluzivă a festivalului. Frumos, foarte frumos, muzica asta, vă vorbesc despre ea. Festivalul ăsta m-a făcut să fac o postare pe un mediu sector de socializare cunoscut. Îl găsiți voi și acum mă inspir din postarea aia, am scris aici niște chestii. Da, în primul rând, creierul de mamifer vrea să vadă lumina. Mamiferele au fost 190 de milioane de ani ascuși în băgăuni, în tot felul de medii întunecoase. Planeta asta a fost caldă. Soluția noastră a fost o soluție pentru o planetă rece. Endotermia înseamnă că ne facem căldură, rezistăm la frig. Și suntem activi când e frig. Pe cale de consecință, ce să vezi, 190 de milioane de ani, ce se dă la verde? Ce se dă în spate? 190 de milioane de ani am stat în făgăuni, am stat la grămadă, am stat la întuneric și crește că ne-am adaptat în consecință, dar nu pot să spun că nu ne-am dorit lumina. De la capătul făgăunii, a tunelului, importantă pentru noi. Păi, nu avem pigment melanic, nu avem ceva care să ne coloreze, suntem în urma peștilor, reptile, plante, toți se mai colorează ca noi, au culori, noi nu. Avem doar un pigment melanic care de fapt este cenușa unui aminoacid. Un aminoacid, tirozina, care se arde o enzimă în melanină. Cenușa care este mai densă la negri, cenușa care este mai puțin densă la cei mai diluați coloristic, care tot negri am fost, că venim din Africa, dar ne-am diluat ca să facem fotopolimerizarea vitaminei D și nu numai, adică să captăm razele solare. Mai sunt și unii la care cenușa asta ars puțin incomplet și ăștia sunt roșcați, au părul, pielea roșie. În lipsa acestui pigment, ne colorăm. N-are reptil așa verde. Și uitați-vă în jur. Culori pe oameni, culori pe buze, culori la tot ceea ce înseamnă mijloace de atracție vizuală. Puțin verde. Ne impresionează mai mult roșu. Este o culoare care a apărut în contextul nevoii de a vedea fructul copt. Și, în consecință, roșu ne atrage și mai tare, că doar nu ne dăm cu verde pe buze, ne dăm cu roșu. Și o bluză roșie, o haină roșie, ceva roșu pe tine sare în ochi, chiar dacă fizic asta e mai vizibil. Deci eu am mers pe ideea roșului vizibil, care este acest live. Ca să mă vedeți. Alex! Păi nu-ți fac reclamă, fugi de aici că-ți fac reclamă. Nu e reclamă, sunt cele mai proaste motociclete. Glumesc. Și în consecință avem dorința de a umbla cu roșu. Ce-am observat? Că până la două noaptea nu prea se întâmplă nimic. Pe la 12 abia se animă cumva, pe la 1 de un crescendo, pe la 2 noapte ai un vârf, 2-3. Și m-am gândit, de ce oare? De ce oare și muzica e canalizată pe ora 2 și reacția omului pe ora 2, undeva între 23 jumate. E un vârf. Și m-am gândit la melatonina. Noi când pește, reptilă, amfibian, mamifer, am folosit lumina solară să ne reglăm ziua. Și avem un ochi pineal. La mamifere a devenit mai puțin important.
ca și sprint scop. Însă a reglat în continuare zi cu noapte, anotimpurile și, în consecință, secretă melatonină. A apărut o glandă epifiză care face melatonină și care, pe la ora 11 noaptea, începe să ne împuște cu melatonină și ne cade așa fața. Pe la 1-2 noaptea se epuizează secreția și toți cei care stați la televizor după 2 noaptea vedeți că nu mai puteți adormi. Păi, vi s-a epuizat melatonina, fraților, nimic altceva. Păi cumva să adormi în jurul orei 12 sau înainte de 12, să ai maxim de melatonină. Funcționezi mai bine. Somnul are ciclurile normale, refacerea este mai bună și dimineața ești mai odihnit, chiar dacă dormi mai scurt. Adormi după 2, dorm până la 9, 10 și tot. Ia un praf, ești. Bun. Mai e o poveste cu ora 2. Când se vine, n-am băut nimic. Încă. Când se vine, se bea un shot, o băuturică, o ceva, se intră în atmosferă. Un prim van de alcool. Vine zimele și un prim van de foarte cinematice taie alcoolul. Din molecula mare de alcool, facem bucățele de aldehide, cezone. E o primă reacție, o primă fază. Ce înseamnă? Înseamnă că ne îmbătăm, nu? Și înseamnă că ne dezbătăm. Și pe la ora 2 ne dezbătăm. Și atunci ne activăm. Care sunt deștepți, o țin pe slow de acolo, ca și consum de alcool, și pe foarte multă activitate. Dansezi, te agiți cu tare. Care o iei pe ulei, pe trăscău, te faci iepure, viezure, mai multe până dimineața, dai ficatului prea mult de treabă. Nu e regulă. Da, e și asta o distracție. Te distrezi cu ficatului tău și a doua zi îi dai apă. Multă apă. O să fac o emisiune cu dezbătatul. Cu dezbătatul. Deci astea sunt două dintre cauzele pentru care la două noaptea e mai multă agitație. Mă uitați la mine. Nu sunt nici prea mic, nici prea mare. De acolo. 1,70. Consecință. Când merg la un concert în zilele de azi, că am mers și zilele de ieri. Am și o oarecare vechime. Sunt mai mari. Copiii sunt mai mari. Sunt tot mai înalți și tot mai masiv tinerii. Și m-am plasat aici, să-i vedeți. Mulți tineri. Și pe cale de consecință m-am întrebat, bă, de ce sunt așa mare? Uite-l pe ăsta care e în fața mea. Omul de vârsta mea, e mai mic. N-am apucat să încep pui din aia, că vă spun de ce. Și doamna care trece lângă mine, mai micuță, n-am apucat pui de ea. E vorba de puiul de găină, adică carnea de pasăre, care de fapt este carnea de bebeluș. E pui. E pui dintr-o rasă de carne, care în 2 luni de zile face 1,5 kg. În 2 luni de zile nu-i matur. Este în perioada de creștere. Și în consecință are hipofiza funcțională în direcția secreției de somatostatină sau tropină. STH. Hormon de creștere. În consecință, ei nu sunt injectați cu hormoni, ei au hormoni. Fiindcă sunt în creștere și sunt bebeluși. Ei au hormoni și din cauza că sunt selecționați într-o rasă gigantică, care nici nu stă în picioare ca lumea, de repede ce crește. În consecință, au de 2 ori mai multe motive să fie plini de acești hormoni. Și acești hormoni care îi inundă, ne inundă și pe noi, în creștere, pe copii, pe tineri. Și sunt mai mari. Da? Se mănâncă carne cu hormoni. Toată carnea are hormoni. Toate cărnurile au hormoni. Tot ce înseamnă țesut animalier are hormoni. Și unul din motivele pentru care vegetarienii sunt împotriva cărnii este faptul că ea ne invadează cu niște substanțe reglatoare care ne reglează prost, care ne încurcă lucrurile. Și în consecință, copiii noștri cresc mai mari de cauza acestor hormoni. Uneori această treabă nu e rea. Ajunge mai bine la festival să vadă pe Aoki, ajunge mai bine în tramvai să se țină cu mâna, poate să se ia pe o motocicletă mai mare sau poate să mai știu eu ce să-l avantajeze. Trebuie niște paturi mai mari.
altfel se adaptează în văgăuni mai mici, în cămăruțe mai mici, prea mai mult pe afară. Bun. Ce am mai observat? Vârsta în descreștere la festival este într-o ușoară descreștere, este vizibilă că această vârstă coboară și stai și te întrebi. De ce? Păi este vorba de vârsta cronologică. Vârsta dezvoltării emoționale scade. Vârsta de dezvoltare a sexualității sexuale în general scade. Fiindcă este tot mai mare stimularea în acest sens și în consecință copiii au mai multe motive să se maturizeze mai repede, să se desprindă mai repede de cuib, de părinte, să meargă să doarmă la o colegă, să doarmă și să ajungă la un coleg, să meargă cu grupul de școlari, clasa 10, 11, 12, mai devreme chiar, 8, 9, sunt tot mai, să spunem așa, active în domeniul ăsta festivalicesc. Motivul pentru care ei se dezvoltă mai repede este motiv social. Adică văd mai multă sexualitate la televizor, văd mai mult tot ceea ce înseamnă conotație de acest gen, îl maturizează mai repede sexual, așa cum, de exemplu, vițica iese la călduri când dă de iarbă verde. Așa cum pisica începe să biorlee când îl vede pe ăla pe gard. Așa cum în toată lumea animală, reproducerea este declanșată de fenomenul stimulativ. Contează foarte mult. Am rezolvat-o și pe asta, de ce sunt mai tineri. De aia și e normal să fie așa. Am rezolvat-o că de ce sunt mai mari. De aia sunt mai mari că mănâncă mai bine, sunt mai mari că mănâncă în fiecare zi, că de mai multe ori pe zi, că nu fac foamea, că nu-și consumă energia cu mișcare. Prin mișcare, greutatea, înălțimea scade cu un 3-5%. Un copil care face sport, dacă sport la un nivel înalt, dacă nu ar face sport, nu mă refer la basket, la sport în general, ar crește mai înalt puțin. Ei, el dacă face sport, își consumă energie, își consumă din proteină, își modulează creșterea, se armonizează, e o inimă bună, sunt niște organe bune, sunt niște proporții la foarte bune între ele, dar e un pic mai mic de el, un pic mai mic de statură. Nu e mic, dar este vizibil. Deci, iată, a treia cauză este sedentarismul. Chiar dacă aici vânzolesc, ei în general sunt sedentari. Altfel, arată bine. Se îngrijesc, arată frumos și se îmbracă în niște haine care se avantajeze. Fac ceea ce e de făcut ca să arate bine și arată bine, dar una peste alta este și multă, să spunem așa, artificializarea ofertei. Bun, mai am ceva să le spun acestor copii cu alimentația. O dau pe bere și beau multă bere. E, berea original are hamei, iar hameiul este un diuretic. Amar, gustul amar, de ce te e un diuretic? Este o băutură care a apărut din fermentația cerealelor cu 10.000 de ani în urmă. S-a renunțat, s-a trecut la vin, că vinul fermentează mai bine, face alcool mai mult. După care în Little Ice Age, adică mica era glacială la 1300, s-au cam întors la bere oamenii, cel puțin în nordul Europei. Berea a devenit foarte, foarte populară. E, berea conține, cum spuneam, hamei, nu ale, ci doar berea. Ale-ul ăla e fără hamei, dar e mai aiurea la gust. Și acest hamei este diuretic, cum spuneam. Berea modernă nu mai prea are hamei. Nu zic că n-ar avea. Are suficient să zică că e cu hamei. Nu e 4% acolo și are hamei. Dar are alți agenți diuretici, alți agenți care îți dau gura uscată să meargă și a doua carafă. Deci berea este o băutură care se auto-întreține, auto-atragere. În general, alcoolul deshidratează și se auto-întreține. Dar berea în mod particular. Chiar neavând mult alcool. Ce e bun că fiind diuretic, ești mai clear la sfârșitul, să spunem așa, episodului bahic, adică a doua zi. Ești mai în regulă cu berea decât cu alte tipuri de băuturi care au nevoie de mai multe foarfece enzimatice
pentru a se dezintegra, inactiva, ieși sub formă de CO2 și apă. Deci, un sfat. Băutura. Copiii beau foarte mult, în ziua de azi beau foarte mult din cauza că sunt mai capabili, mai sănătoși și, atenție, consumă mai multe dulciuri, de la mic la mare, și aceste dulciuri și băuturi dulci și așa mai departe, îi favorizează în digestia alcoolului. Păi cum îi favorizează? Păi dacă noi ne tragem din maimuță, că așa s-au zis oamenii de știință că ne tragem din maimuță, păi maimuța mânca fructe, fructele dulci, dulcele fermenta în tubul digestiv, tubul digestiv al maimuței producea alcool și maimuța e rezistentă la alcool, o maimuță ține mai bine la alcool decât un elefant. Câine sau pisică sau cal, care nu țin la alcool, că nu se întâlnesc cu el. N-au enzima aia pregătită. Carmen, Nico, vă place muzica house? Da! Muzica house. Unde a apărut muzica house? Muzica house a apărut în Chicago, prin anii 70. Undeva într-un club care se numea Warehouse. Depozit. Să fie cool. Și acel club, Warehouse, cu depozitul, este locul în care a apărut un fel de muzică la homosexualii africani, de origine africană, din Statele Unite. O să fac o pauză cu homosexualii ăștia, o să fac o paranteză, că e interesant, merită să vorbești despre asta. Deci a apărut la oamenii ăștia care au inventat acest fel de muzică. De ce sunt mai creativi homosexualii? Păi sunt mai creativi fiindcă îmbină creativitatea bărbatului, nu? Bucătari, croitori, artiști, Michelangelo. Bărbații au fost în general, dar o împrietenesc cu sensibilitatea feminină. Cu sensibilitatea feminină și cu emoția feminină și cu atenția la detalii a femeilor. În consecință, multe domenii, modă, artă, domenii actuale, sunt acoperite de aceștia. Mai mult, ei constituie un model social în vest. Să nu ne ascundem după degete. Nu e numai genetică, că le spune lor nu știu ce cromozom sau nu știu ce genă, că trebuie să fie pe partea cealaltă. Nu. Este cool, este interesant, este atractiv, este o modă. Și în consecință, este o tentație. Familii? Păi să-i lăsăm să-și facă familii, după părerea mea. E mai bine sexul în familie decât un sex promiscu, cu mai mulți parteneri. Sida, mai nou, variola maimuței, își are originea în promiscuitatea acestui sex exploratoriu. În consecință, n-avem nicio treabă și n-ar trebui să avem nicio treabă cu ei. Planeta asta va avea suficient de cupluri heterosexuale, heterogame, numit științific heterogam, da? Ca să-și facă copii. Oricum, am umplut-o repede, de la 1 miliard la 8 miliarde în 200 de ani. Bun, gata paranteza, o dăm deoparte. A apărut, cum spuneam, într-un warehouse, într-un club cu numele ăsta, Warehouse. Și de acolo a plecat mai departe. Ideea este interesantă, are creativitate și are emoție. Este creativă cu ideea beat-ului și este emoție cu corespondența lui pe beat-ul inimii într-o stare emotivă, emoțională. Adică peste 100. Se joacă pe la 120 pe acolo. Unii se joacă, unele tipuri de house, că deja sunt multe tipuri de house, se joacă spre 130, altele spre 110, altele coboară sub 100 pe momente de slow. Sunt deep house, sunt electronică, nu? Steve Aoki a fost aseară. Este o gamă foarte largă a muzicii house, care a plecat cu două nuclee importante, nucleul american și, bineînțeles, un nucleu nord-european, mare parte olandez, mare creator de școală, Armin van Buuren, care a fost urmat de mulți alții, unii mai micuți, tot olandezi. Am văzut aici niște olandezi și mai micuți, dar răguți, simpatici, muzică interesantă. Și credeam că olandezii sunt toți înalți. Așa. Și au fost interesanți. Muzica asta, house, este o muzică care minimalistă. Ea are și elemente de consumerism. Are și elemente de
de modernitate în partea electronică. Are elemente de, cum să spun eu, de aducere aminte a melodiilor vechi pe care le reinterpretează, le rearanjează, repun, releagă, chiar regândesc uneori. Sunt și elemente house preluate în discoul de azi, în muzica pop de azi. Totul este un melanj făcut pentru o ureche care e bună pentru house, urechea noastră, din cauza că are între 20 și 20 de mii de herți, un interval destul de mic pentru lumea mamiferelor, dar în același timp este un interval interesant, fiindcă permite profunzimi, permite decibeli, fără doar și poate. Poate house-ul a evoluat și din permisivitatea asta de decibeli, și apoi house-ul a evoluat și din percepția muzicală cu alte organe, afară de cele auditive. Este vorba de transmiterea prin conductivitate osoasă, printr-un șocul beat-ului și așa mai departe. Și bineînțeles că house-ul a avut și premiza, că s-au fost două premize. Premiza bașilor, scule de bas, incinte care scot baș ca lumea, și premiza muzicii electronice, în care orice sunet pe lumea asta îl poți sintetiza electronic, iar sunt chiar tipuri de house crescute pe anumite case de producție pe sculere de sintetizatoare și care au mers în direcția capacităților electronicii din aceste sintetizatoare. Și ca o concluzie, ca orice festival, că trebuie să concluzionăm într-o notă pozitivă și educativă, o emisiune despre cunoaștere, în orice astfel de festival se produce și gunoi. Sunt și iși care aruncă petul și nu le cade și mâna, doar petul. PET. Polyethylene terephthalate sau tereftalat de polietilen. L-am făcut cu acid tereftalic pe acest polimer de polietilenă, care să fie mai stabil pentru băuturile noastre, dar în același timp este mai stabil și în mediu. Și rămâne mai multe mii de ani. Plata nu are o problemă. Nu are o problemă, vă spun sincer, nu sunt 50, nu sunt 500, sunt câteva mii de ani și nu mai e niciun fel de plastic pe nicăieri. Niciun fel de plastic pe nicăieri. Noi avem o problemă. Fiindcă noi ne iubim copiii și copiii noștri vor mânca plasticul din mări și oceane, în consecință să fim civilizați, să ridicăm în special petul. Am văzut tunuri de hârtie. Nu e ok nici asta, tunuri de hârtie, tai copaci ca să faci tunuri de hârtie, o senzație de moment. Poate găsesc o soluție să facă cu un tun cu abur colorat. Altceva, să dea o senzație de noutate, că am văzut artificii colorate, artificii de zi. Interesant. Dar nu e așa de gravă hârtia ca și mediu, că ea se dezintegrează la anul nu mai e. Cade prin nisip și la anul nu mai e. Însă plasticul este și generația copiilor și nepoților noștri și în tot ceea ce mâncăm din mări și oceane, mărunțit de brizanții ăștia drăguți. Sunt valuri de briză, sunt valuri care sparg, mărunțesc plasticul și îl dau înapoi. Marea nu e o groapă. Marea Neagră este o câmpie inundată. Până undeva la 100 și ceva de kilometri, 160 de kilometri, 100 de mile marine, 180, sunt e un platou puțin adânc, câteva zeci de metri. După aceea este un abis de sute spre mii de metri. În consecință, o bună bucată este o câmpie care mărunțește acest plastic și ni-l reintroduce în biotă, în filtratori și nu o să mai putem să mâncăm scoici, nu o să putem să mâncăm gastropode, fiindcă astea filtrează microplasticul pe care noi după aceea îl tratăm termic și îl regăsim în farfurie. Nu e regulă. Trebuie din acest punct de vedere să fim foarte atenți. Și eu nu aș face așa, băi, cumperi ceva în plastic, dai un leu în plus, că e în plastic. A, vrei să recuperezi? Strângi 10 și ții leu înapoi. Sau mai mult. Nu știu, găsești o soluție, o corespondență ca să merite. Și reciclatorul ăla care o ia și trebuie să o proceseze destul de scump și energo-intensiv să scoată înapoi plastic reciclat. Multe mașini sunt acum din plastic reciclat, multe obiecte de știu de uz divers sunt din plastic reciclat. E bine, dar putem să reciclăm și mai mult plastic. Doar între 5 și 10% din plastic se reciclează în țările bune, între 2 și 3% la nivel mondial din plastic se reciclează și acolo este energie. Carbon și hidrogen sunt legături de energie. În consecință este bine să reciclăm plastic. A fost Dr. Planet.
Am fost la un festival de asta de muzică pe nisip, de dans pe nisip, de distracție pe nisip, de plimbători și de vânzălitori pe nisip, ce-mi plac tinerii ăștia care om de colo-colo. Drăguți, a fost frumos, este în continuare atractiv, este în continuare pe așteptările majorității. Dovadă că sâmbătă s-a blocat toaleta, s-a blocat două timp de două ore, a fost așa un blocaj total pe tot ceea ce înseamnă furnizori de bunuri și servicii. Da, în rest, a mers foarte bine, cu puțină răbdare, care ai avut timp, te-ai putea să nu faci ce face toată lumea, respectiv să mergi la unul la toaletă sau să mergi la unul să-ți iei băutură, că 1-2 a fost un vârf, până la 3 jumate, după aia a fost ok. A fost Dr. Planet pentru voi.